v-am găsit! Azi m-am gândit să vă pun la suflet ultima parte din poveste O misiune uitată, poveste publicată în cartea mea Pe aripi de înger. Sper că această poveste să vă pătrundă în suflet și să vă aducă multă bucurie. Trec vreo 10 minute în care omul se frământă, iar îngerul se roagă. O fetiță cu obraj trandafirii și părul auriu trece, cu pas fios, prin fața băncii. Privind spre omul încărunțit, îl salută cu glas suav și apoi își continuă drumul, însă pe îngeraș nu l-a văzut. Mi-am amintit, exclamă cu bucurie îngerașul, în timp ce privește spre fetița care se îndepărtează tot mai mult. Omul tresare și privește cu uimire spre cel care vorbise. O cunoști pe această fetiță? Se aude glasul dulce al îngerașului. Da, e o fetiță din vecini, e orfană de tată și mama ei se descurcă destul de greu cu cheltuielile. Iar azi e ziua ei și își dorește tare mult o păpușă. Continuă îngerașul și apoi, bătând din aripi pe asemenea unei păsări ce se înalță în zbor, îi întinde omului o păpușă de o frumusețe aparte, apărută de nicăieri, dintr-o bătaie de aripi. Omul privește cu uimire spre păpușa minunată, adică misiunea ta este să-i dăruiești fetiții acest cadou? Nu, Dumnezeu vrea ca tu să-i dăruiești acest cadou. Mirarea omului crește și mai mult. Eu? De ce eu? Întreabă cu stupoare acesta. Pentru că în aceasta se vede iubirea față de aproapele. Înțelegi oare? Îngerii nu pot face binele pe care oamenii trebuie să îl facă. Ei pot doar să-l îndemne pe om să aleagă binele, dar numai omul alege calea pe care merge. Tu ce cale alegi?